Mâine, cel mai discutat cuplu al anului va spune da în fața ofițerului de stare civilă, însă atât Anișoara Loghin cât și Dorin Chirtoacă astăzi au fost la muncă. Cu toate acestea, paralel mai încearcă să facă ultimele retușuri. Așa este munca noastră, pentru că ambii avem meserii destul de dificile, sau nu meserii, dar cel puțin locuri de muncă, care presupun ceva mai mult efort. Dormim mai puțin și ne descurcăm. Am înțeles că Dorin și-a luat concediul înaintea ta. Nu este adevărat, Dorin este la muncă. Atunci când e vorba de o nuntă, toată lumea e curioasă. Ce ținute vor alege mirii? Este simplă, ne-a plăcut amândurora și am ales-o foarte ușor. Este o rochie cumpărată din România și atât. Lungă, scurtă? Lungă. Stil prințesă sau sirenă sau... V-am zis că o să o vedeți. Dar Dorin va purta un costum clasic, negru, sau a optat pentru o altă culoare? Ținutele noastre vor fi destul de simple. Dacă Anișoara a mai strecurat câteva detalii, mirele Dorin Chirtoacă este foarte discret. De ce nu vreți să lăsați oamenii să-și trăiască cumva cât de cât lucrurile mai discret? O să se vadă tot, o să știe totul, doar că... Așa cum se întâmplă la toată lumea, la momentul potrivit. Tot Anișoara a fost cea care ne-a dezvăluit cine vor fi nașii. Nașii noștri este un cuplu foarte drag nouă. Este vorba despre un prieten de-al lui Dorin, un coleg de clasă, se cunosc de mici, locuiesc la București. Nu sunt oficiali. Nu sunt persoane publice? Nu sunt persoane publice. Cununia religioasă va avea loc la Catedrala Sfânta Teodora de la Sihla, după care mirii vor da o petrecere într-un local din capitală. Dorin Chirtoacă și Anișoara Loghin formează un cuplu de anul trecut. Pe 31 august 2015, prezentatoarea știrilor Pro TV a fost cerută în căsătorie pe scena din Piața Marii Adunări Naționale. Când vă căsătoriți? Mâine!